Când incidența cazurilor de COVID trece de 7,5 la 1000, trebuie să stăm în casă după ora 8. Dar ce te faci dacă te prinde seara în oraș? E? Tragi la un hotel. Și acolo, fapt divers, de Ion Pribiagu. Când a sunat alarma, ieri pe seară, costică impegat la tribunal, s-a refugiat, cum scrie în circulară, în pivnița hotelului Royal. A stat până la semnalul de încetare, dar cum era un camuflaj rebel, ci să mai meargă acasă în popasoare? Și a luat o cameră în hotel. Acum, cu ochii grei și plini de noapte, costică, sumnoros și afectat, văzând că ceasul e aproape șapte, se scoală și coboară încet din pat. Prin minte îi se împletește o aventură cu camuflaj și cotipesă și, dar s-a trăznit cu atâta băutură că nu-și mai amintește de nimic. La cingătoare își strânge catarama, își pune pardesiu că e rece și sună apoi să vie și madama cu nota, să-i plătească și să plece. E, după un minut apare o femeie, îi întinde o notă, îl privește... Cască, se uită la dulapul fără cheie, iar el începe încet să socotească. Da, da, 3000 de lei, a, chef, nu glumă. O cameră, 3 sticle, 3 sticle și alte trei. Dar ce poate să însemne această sumă, o lumânare 500 de lei? Ei, se vede că ați uitat, a spus femeia, un amănunt de o importanță mare că eu am fost puicuța dulce aceea care a suflat azi noapte în lumânare.